Fotbalul românesc ajunge să fie de tururile 1 și 2 preliminare, așa cum e și politica românească, așa cum e și presa românească. Mama, poate societatea în ansamblu ei nu, că mai sunt niște domenii performante, nu e cazul nostru să generalizăm uh, ca tutele. Dar pe domeniile astea pe care le stăpânim, cam lucrurile cam așa stau. Jurnalismul, de exemplu, este precum politica în România. Tot o revărsare de lături, venită dintr-o dată, intempestivă, atunci în 1990, fără nimic anunțat, și care s-a desfășurat la modul în care trebuia să o facă. Așa a fost și politica și interesul față de televiziune, față de presa scrisă, toate s-au degradat continuu în România, pentru că au fost înșfăcate de niște oameni incompetenți. Fotbalul nu aia cum să facă excepție, pentru că el este între cele două, între politică și presă își trăgea seva, ba de la oamenii de afaceri, mă rog, așa zici, care investeau, ba de la cei care se învârteau în jurul presei și care dictau cumva tonul, ton pe care l-au preluat finalmente și oamenii de fotbal și s-au dus tot spre pieire. Să sunt niște lucruri concrete, reale, asupra cărora nu s-a plecat nimeni niciodată cu consecvență și de asta am ajuns unde am ajuns. În alte părți, unde lucruri au fost bine rânduite, unii spun de cu secole înainte. Asta e secole înainte și noi am avut atur aturile noastre. Chiar le spuneam uh, danezilor la un moment dat că tot uh, vorbeam despre ei și o să tot vorbim. Avem și noi, de exemplu, avantajele noastre. Pe la noi a trecut împăratul Traian. Ne-a scos cârnatul din gură. Pe la ei n-a trecut. Nu le-a scos nimeni cârnatul din gură.